Sau mă lași pe mine să te caut când simt eu nevoia, sau deloc. Părinții se realizează prin copii, ca să știi și tu. Este un film foarte puternic. Este un film... care strânge stomacul. Vreau cât mai trebuie să mă bucur cât mai mult de tine. Dă-te jos din mașină! Mă lași! Dă-te jos din mașină! Eu îți jur, mi-am luat mâna de pe tine. Cinematografia din România a reușit să facă încă un pas în afirmarea pe plan internațional. Spun asta pentru că în cadrul celei de-a 63-a ediție a Festivalului Internațional de la Berlin, pelicula Poziția Copilului a reușit să strângă ropote de aplauze la premieră, dar și aprecierea criticilor. Sunt peste 10 ani de când funcționăm și aproape nu există festival la care să nu fim prezenți și eventual să și luăm ceva. Child's Pose from Romania by Kailin Pitanessa. V-a luat prin surprindere succesul imediat? Da, puțin da, adică pentru că din toate filmele românești din ultimii, să zicem, 10-15 ani, doar 3 cred că au fost în competiția oficială, deci Mungiu de Dor la Cannes și Florin Șerban odată aici la Berlin. Se intră deja în altă ligă, dar acum încolo există alte așteptări. În ultimii ani, din fericire, nu venim cu mâna goală acasă. Sigur că lucrurile sunt începute de mult, Gopo, Ciulei, a fost o pauză. Din ce motiv a fost o pauză? Nu știu. Este foarte bine că în ultimii ani regizorii noștri, actorii noștri de diferite vârste se întorc cu brațele pline, aș zice. Este un vis devenit realitate? Da. Am fost de 3 ori la festivalul de film de la Cannes, în 2000 cu Michael Haneke, pentru că am jucat alături de Juliette Binoche, apoi în Moartea Domnului Lăzărescu și Aurora alături de Cristi Puiu. În 2007 am fost să-mi iau premiul Asociației Criticilor de Film din Los Angeles și nu am fost încă până astăzi la acest festival. Și mă gândeam că îmi lipsește din CD. Chiar mă bucur, chiar mă bucur. Cu toții cred că ne-am imaginat, toții care ne-am făcut actori, ne-am imaginat momentul ăsta și l-am dorit. De ce e și atât de emoționant? Înseamnă o recunoaștere a muncii pe care am făcut-o și a talentului pe care am sperat tot timpul că să-l am. Cât de important este pentru un actor recunoașterea de genul acesta? Cred că foarte importantă, din mai multe puncte de vedere. Odată la nivel personal, pentru că îți confirmă lucruri pe care le-ai crezut despre tine, dar nu ți le confirma nimic altceva. Și odată la nivel profesional, pentru că ești expus, intri în atenția mai multor regizori, producători și așa mai departe. Întâlnirile pe care le-ați avut în ultimele zile cu diversi cineaști, producători, directori de casting sau pe care mai urmează să le aveți, crezi realmente că îți pot oferi șansa de a-ți deschide o traiectorie internațională din punct de vedere al carierei? Cred că o carieră internațională e greu, foarte greu de realizat. Bariera limbajului pentru actori este una foarte greu de trecut. Sau mă lași pe mine să te caut când simt eu nevoia, sau deloc. Părinții se realizează prin copii, ca să știi și tu. Vis-a-vis de subiectul filmului, ai înțeles că tratează relația dintre o mamă și copilul ei. De fapt, este vorba de efectele secundare ale iubirii excesive. Și... toată povestea psihologică care vine după, ce amprente lasă de fapt părinții asupra personalității copiilor. Este un alt fel de film românesc față de cele pe care ne-am obișnuit să le vedem în cinematografe? Cred că este un film din noul val, dar care are o puternică amprentă personală a lui Călin. Ar trebui văzut de publicul din România pentru că e o altfel de propunere cinematografică. Aduce puțin mai mult spre, dacă se poate spune, spre mainstream. Este un film dinamic care te ține cu sufletul la gură. Este un film foarte mișcat ca tip de filmare. Este un film cu multe detalii. Vorbim de o clasă superioară economic și atunci luxul și... modul lor de a trăi este expus, ceea ce înseamnă că avem spații generoase, decoruri frumoase. Are și momente de un real umor,
și momente de o intensitate extraordinară și la care se merge până la cel mai mic detaliu cât să mulțumească orice cinefil din lumea asta. Vreau să stai liniștită și nu te panichezi. Am făcut un accident. Vă este familiară, sper, conjunctura incidentului. Cine a fost de vină? Acesta sunt eu, acesta el. Și aici s-a produs impactul. Mă gândeam că poate împreună găsim o formulă. Cum ai caracteriza personajul pe care îl interpretezi în film? Uite, nu m-am gândit niciodată la asta. L-aș descrie ca fiind un om în pragul maturizării. Trăiește cu o emoție negativă constant, este într-un moment limită. Și asta a fost dificil la filmare, de dozat energia, astfel încât să nu scad ca intensitate după jumătatea zilei de filmare. Faceți un rol remarcabil, nu o spun eu, o spune toată presa. Ce a însemnat acest rol pentru dumneavoastră? Un rol care m-a interesat de la prima lectură. Sper să ajungă la sufletul publicului. Îmi pare rău că n-a venit puțin mai devreme. Pentru că profesia asta se învață exersând marile partituri. Vreau cât mai trebuie să mă bucur cât mai mult de tine. Dă-te jos din mașină! Mă lași! Dă-te jos din mașină! Eu îți jur, mi-am luat mâna de pe tine. Cum a fost să lucrezi pe platourile de filmare cu un actor de talie al Luminiței Gheorghiu? Filmul este un portret feminin, în primul rând, și o are pe Luminița în rolul principal, care este o actriță extrem de puternică, profesionistă și foarte talentată. M-am bucurat și mi-a făcut mare plăcere. Ne-am terorizat plăcut. Adică ce că ne-am contrazis și dacă ne-am contrazis ce? Am negociat și dacă am negociat ce? Nu e normal? Și de foarte multe ori am dat dreptate. Ți-am dat dreptate sau nu? Ce să mai... Pe cuvântul meu că am dat dreptate. Care au fost dificultățile principale pe care le-ați avut de depășit, pe care le-ați întâmpinat până la urmă în realizarea acestui rol? Dificultatea cea mai mare este atunci când eu cu mine trebuie să cad de acord asupra uneia din variantele pe care mi le propun când lucrez fiecare secvență în parte. Aia e totdeauna partea cea mai dificilă. Altfel am avut noroc și cu regizorii, până acum am înțeles realmente foarte bine. Dar de ce e un regizor pe platou? Să mă ajute, să mă corecteze. Nu totdeauna un actor are ideea cea mai bună. De multe ori are actorul, dar nu totdeauna. Eu mai lucrez cu el, dacă vrea. După toate aceste succese pe care le-au avut regizorii români, putem vorbi de o elită românească? Da, cred că cu siguranță da, se poate. Cred că nu că o spun eu sau o spunem noi, cred că se spune pe aici, tot aud cum de faceți filme atât de bune și de ce și mai ales de ce nu aveți spectatori în sală în România. Cum apreciați șansele acestui film românesc de a deveni un mare succes de box office? A fost o reacție bună, în sensul că s-a aplaudat la sfârșit. Am văzut filme la care lumea a plecat pe capete, n-a fost cazul aici. Lumea a reacționat bine de multe ori la replicile foarte bine șlefuite. Cu succesul de box office, dacă ne referim la România, e foarte complicat, pentru că știm bine, publicul românesc vrea comedii. Anul trecut cel mai vizionat a fost Despre oameni și mergi, la mare concurență cu Minte-mă frumos. E o poveste lungă aici, cred că pornește de la educație, de la tânăra generație, de la oamenii în general în România care vor să se ducă la filme de mainstream să se relaxeze și nu la filme mai greoaie sau care pun probleme și care îi pun pe gânduri și creează probleme. Ei vor să se distingă, dar bănuiesc că asta e o perioadă care trebuie să se consume și la un moment dat, încetul cu încetul, vor veni. Transmiteți-le un mesaj celor care ne privesc. De ce ar trebui să vadă acest film? Cred că majoritatea o să se regăsească în film, ori în partea mamei, ori în partea fiului. Adică fiecare are copii sau fiecare are părinți. Cred că filmul s-ar putea să aibă și un efect terapeutic într-un fel pentru spectator. Este un film foarte puternic. Este un film care strânge stomacul.
Te uiți la el, te gândești la tine și la relația ta cu părinții și o reconsideri. Ție ți se pare normal să n-am acces în casa copilului meu? Eu când ți-am zis să faci doi căunul n-ajunge. Acum aveai și tu de unde alege. Cheile de la casa mea. De 3 ani de când e cu individul ăsta. Îl dirigează și îl conduce cum vrea ea. Aici se încheie prima ediție a emisiunii Covorul Roșu. Sperăm că am reușit să vă captăm atenția și vă dăm întâlnire și data viitoare. Dacă astăzi am vorbit despre Oscaruri și Festivalul Internațional de Film de la Berlin, în ediția următoare ne vom concentra pe modă. Mai exact, pe unul dintre cele mai importante evenimente din industria vestimentară la nivel mondial, Săptămâna Modei de la Milano. Imagini exclusive din show-urile unor branduri faimoase precum Prada, Fendi, Giorgio Armani sau Roberto Cavalli, interviuri în premieră cu manechine și fotografi cunoscuți la nivel internațional, toate într-un reportaj extraordinar plus invitați pe măsură. Sunt Alex Mironescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută în continuare.